Bună ziua, dragii mei prieteni! Astăzi vreau să vă citesc o poveste care se numește Doi călători din cartea marelui scriitor român Alexandru Mitru, Povești cu tâlc. Se povestește că odată mergeau pe un drum printr-o pădure doi călători. Unul bătrân, învățătorul, celant, un flăcău în lege. Se tot silea bătrânul să-l învețe pe cel tânăr cum trebuie să se poarte în viață, cu cinste, cu dreptate, cu vrednicie. Mergând ei așa, aud un mormăit. Și iacătă vine spre ei un urs năprasnic. Flăcăul, când aude și mai ales când vede ursul cu brațele ridicate, cu ochii mari și albi, cu colți mari și albi, se înspăimântă. O ia la fugă. Și folosindu-se de sprinteneală, se urcă într-un copac. Bătrânul ce să facă? Nu poate nici fugi, nici să se cațere în copac. Lăsat de învățăcel, la îndămână fiarei, se aruncă la pământ și stă fără suflare. Vine și ursul flămând, dropind în cale pădurea și mormăia amenințător. Mor, mor! Vede bătrânul, îl miroase, crede că e mort. Și ursul nu mănâncă murtăciuni, așa că pleacă mai departe. Trece primejdia, se dă flăcăul jos de unde se urcase, vine la cel bătrân și îl întreabă. Ce ți-a șoptit ursul la urechi învățătorul? Mi-a spus, răspunde înțeleptul, că unde e pământul sterp, zadarnic mai arunci sămânța aleasă, că sfatul bun se prinde doar de mintea celui ce-l ascultă. Și mi-a mai spus să nu plec la plec vreodată la drum cu oameni dintre cei care, de frică, te părăsesc la cea de întâi primejdie. Așa a spus bătrânul, amărât, până peste firii care un asemenea învățăcel. Morala acestei povești este, tovărășia e bună, la vreme de primejdie se vede, că așa sunt dragostea și prietenie. Din ochii mei se strică doar de când bate vântul, dar de sunt trainice pe cât se îmbipesc, de atâta sunt mai buni. Vă mulțumesc!